Bună ziua tuturor, stimate doamne, stimați domn, stimați adolescente, fete și băieți. Noi astăzi vom aborda un subiect destul de important pentru societatea noastră. Vom pune în discuție una dintre resursele cele mai importante ale țării noastre, este generația în creștere. Și deoarece în perioada noastră de criză este foarte important să le valorificăm la justa valoare și în modul cel mai protectiv resursele care le avem, eu aș pune în atenția dumneavoastră ce se întâmplă acum cu populația care aparent este într-un risc mai redus de COVID, spre fericire, în sens de infectare. Cu toate acestea, noi avem la ziua de ieri în țară 156 de cazuri de infectare printre adolescenți și unele și destul de multe cazuri printre tineri. Spre fericire, acesta este grupul de vârstă care iese mai ușor din problema legată de COVID nemijlocit, dar criza indusă de această pandemie, ea poate să ne provoace cu totul alte probleme legate de generația în creștere, care trebuie să le luăm în considerație cu toții și să le adresăm corespunzător. Deoarece adolescenții sunt o parte foarte importantă și a societății de azi, dar și mâinile, ziua de mâine a societății noastre, de aceea este foarte important să adresăm ce se întâmplă în viața lor acum, la etapa asta, și noi, specialiștii care lucrează în domeniul asistenței sănătății adolescenților și tinerilor, urmărind și implicându-ne foarte activ ultimele două luni ce se întâmplă, am venit să împărtășim cu dumneavoastră, cu toți, câte va îngrijorări în acest sens, fiindcă rezolvarea lor ține în afara sistemului medical, ține de implicarea fiecăruia și o să vorbim ce pot face astăzi, ce pot face părinții nemijlocit, că știm că și ei se confruntă cu multe provocări în această perioadă, ce pot face profesorii, ce pot face adolescenții singuri, ce pot să facă toți oamenii din comunități ca să-i susținem pe ei și să valorificăm această resursă extraordinar de mare care o avem la noi. Noi, pe de-o parte, vrem să menționăm că am analizat ce se întâmplă cu ajutorul partenerilor noștri, UNICEF Moldova, cu ajutorul proiectului Generație Sănătoasă, am făcut unele mici evaluări să vedem ce se întâmplă în sănătatea adolescenților, cum percep ei această perioadă și am consultat chiar cu ei să vedem cum percep ei riscurile legate de sănătatea lor în această perioadă. Și este foarte interesant de menționat că părerea lor corespunde, și asta ne convingem nu prima oară, dar de fiecare dată și acum inclusiv, ne convingem că corespunde cu acele îngrijorări și acele date care le dau și Organizația Mondială a Sănătății și UNICEF și alte organizații foarte implicate în acest proces. De ce aș vrea să menționez câteva aspecte care trebuie să fim cu toții atenți și poate probabil că unii dintre dumneavoastră deja se confruntă cu astfel de probleme, noi putem să venim, suntem aici la dispoziția dumneavoastră să vă dăm și unele răspunsuri astăzi și pe parcurs. Deci când vorbim despre sănătatea adolescenților la etapa actuală, asta o spun și cercetările internaționale deja care s-au reușit să se facă, dar și datele noastre preliminare în consultare cu adolescenții, desigur că asta sunt în primul rând problemele legate de bunăstarea de ordin psihologic, de sănătate mentală. Și ele sunt determinate de câțiva factori care este foarte important să știm. Înainte de a merge la aceștia, eu aș vrea să punctez că sarcinile principale în general de dezvoltare psihosocială în perioada adolescenței sunt două principale. Asta este stabilirea propriei identități, cine sunt eu, care e locul meu în lumea aceasta, asta e experimentarea, asta e testarea diferitor experiențe noi, învățarea experiențelor noi, pe de o parte, pe de alta, asta e obținerea autonomizării de la părinți sau a statutului său autonom, asta înseamnă de a-și controla de sine stătător propria viață și modul de viață, include în sine un proces destul de dureros de separare de la părinți.
pentru părinți mai mult decât pentru adolescenți și vreau să zic că aceste sarcini, desigur că ele sunt foarte direct legate cu socializarea adolescenților, cu grupul de semeni. Ei vital au necesitate să interacționeze cu semenii lor, să interacționeze cu alte grupuri, prin interacțiuni cu alți adolescenți și alte persoane, ei pot să-și rezolve sarcinile sale de dezvoltare. În situația actuală, când desigur că este situația de autoizolare, aceste necesități ele suferă, ca și multe alte necesități, dar sunt necesități importante. De ce? Ele pot să ducă la diferite probleme legate de sănătatea mentală, despre care am spus și asta le indică și adolescenții singuri, cum este anxietatea, cum este starea de stres, dar vreau să zic că aceste stări mai sunt, pe de o parte, sunt legate de situația de autoizolare. Asta este un moment despre care am zis. A doilea este legat, și asta concurează cu primul, de stresul legat de trecerea la învățarea online. Și o să mă refer o leacă mai târziu și despre aceasta. Și a treilea motiv foarte important, desigur că asta este propriu zis anxietate legată de întâlnirea cu necunoscutul care o trăiește întreaga societate, ce va fi în contextul crizii COVID. Și am să menționez încă câteva momente la fiecare din acest component. Dacă ne referim la situația de izolare, desigur că adolescenții, deoarece ei sunt mai versați în utilizarea tehnologiilor informaționale, le folosesc cu mult mai cu succes și în protecție și ca un factor de resursă și ca un factor protector pentru a comunica cu semenii săi. De ce este foarte important să-i susținem în acest sens, dar fără, desigur, fără excese. Și putem și învăța foarte mult de la ei în acest sens. A doilea moment legat de stresul de studii, aș vrea să mă adresez aici, folosindu-mă de ocazie, și părinților adolescenților și adolescenților propriu-zis, dar și profesorilor, când imaginăm că și profesorii trăiesc același stres de trecere foarte rapidă la un alt mod de predare pentru a compensa într-un grad major procesul instructiv care are loc. Noi, din punct de vedere a specialiștilor, vrem să spunem că în starea de stres social care există acum, noi este foarte firesc să nu așteptăm performanțe extraordinare și nici nu le cerem. Și eu salut foarte mult expresia care a avut domnul ministru al educației în acest sens, când care a menționat că este cu mult mai important să păstrăm sănătatea copiilor decât performanțele școlare, care pot fi după terminarea crizei foarte ușor redobândite, dar e cu mult mai greu pe urmă de redobândit bunăstarea emoțională și sănătatea mentală dacă toți intrăm într-un distres legat de acest component. De ce aș apela ca procesul acesta să fie privit puțin diferit și de profesori și de elevi și de părinți ca un ajutor, ca o compensare, nu ca o trecere totală, dar ca o ieșire din situații la moment. Și este foarte important să ne gândim, iată, noi când avem aceste teme pe acasă, ce vrem noi să obținem cu ei? Un stres mai mare la copil, fără a avea, el având nimeni în stare de stres foarte mare, nu percepe foarte mult informația nouă. Hai să ne uităm la noi maturii, da? Noi suntem informați în toată ziua despre riscul infecției COVID și adeseori noi ne găsim foarte multe reacții de apărare ca să nu acceptăm și să acceptăm informația nouă. De ce ești cu copiii? Informația nouă în acest, cu toate că ei sunt foarte, foarte flexibili. Au un creier foarte flexibil, foarte adaptiv, cu mult mai de la care putem învăța, dar vedem dacă că nouă în fiecare zi la psihologii noștri se adresează acești adolescenți, se adresează părinții, se adresează profesorii care sunt arși. De ce noi ne gândim că să ne adresăm dumneavoastră tuturor, să o luați, să vedeți că acum la etapa actuală prioritatea numărul 1 este bunăstarea noastră la toți, emoțională, să păstrăm forțele, să păstrăm stabilitatea noastră emoțională ca să ne isprăvim cu această criză, dar nu să o aprofundăm. De aceea căutăm modalități de protecție.
și de predare într-un mod care să fie interesant adolescenților. Și poate acum, vorbind despre procesul acesta și problemele legate de sănătatea lor mentală în procesul de instruire, poate e cazul să ne gândim încă o dată, noi de acum toți ani de când lucrăm în medicina adolescentină, vorbim despre deprinderi de viață și vedem acum, într-adevăr, în contextul acestei crize, că lipsa acestora, când ne uităm iată pe fereastră, afară venind încoace ambutiaje, lume multă, toți liniștiți, toți fără măsuri de protecție, eu îmi dau seama că dacă este foarte important să pledăm acum cât mai activ pentru a pune accentul pe formarea deprinderilor de viață, deprinderilor de inteligență emoțională, care ajută să ne isprăvim în viață cu multe situații noi, imprevizibile. De ce am vrut să atenționez lucrul acesta? Că noi vedem deja ca specialiști consecințele la aceste lucruri. Următorul moment care am vrut să-l adresez astăzi, asta este să avem o discuție cu părinții. Eu cred că majoritatea din cei care ne ascultă astăzi sunt părinți sau mulți au rude în perioada adolescenței, desigur și în și ținești de copilărie, dar și de adolescență. După cum am spus, adolescența e urmându-și sarcinile sale de dezvoltare în procesul de separare și autonomizare, ei își doresc foarte mult să fie diferiți de părinții lor, să exerseze diferit, să gândească diferit, să mănânce diferit, să se îmbrace diferit, să arăte diferit, de obicei să își pună părerea lor diferită. Eu totdeauna mă exprim în toate ședințele că un adolescent foarte cu minte nu este un adolescent care se dezvoltă tare din punct de vedere a sănătății fără riscuri. Din contra, el nu își îndeplinește foarte activ sarcina lui de dezvoltare și e foarte ușor de spus teoretic, dar în mod practic părinților nu le este atât de ușor. De aceea, noi o să venim cu unele tipsuri care se bazează pe evidențele acumulate în decursul deceniilor la nivel internațional și adaptate acum recent de către instituțiile de bază și universitățile de bază a Organizației Mondiale a Sănătății, UNICEF, parenting-ul pentru durată de viață sănătoasă, ce putem noi face ca părinți. Și aș vrea să încep cu aceste câteva recomandări pentru părinți ceva mai târziu, dar până atunci aș vrea să zic că desigur că dumneavoastră puteți să-mi repostați că nu chiar toți adolescenții se simt problematic în timpul perioadei de criză și e foarte bine că acești adolescenți au avut factori de protecție în persoana părinților, un mediu protectiv în familie, un mediu protectiv în afara ei, de ce noi mizăm foarte mult pe aceste măsuri de a crea mediu de suport. Că dacă adolescenții, în principiu, măsura de stres care o trăiesc adolescenții, în special măsura de anxietate care o trăiesc ea, este direct proporțională cu cea care o trăiesc maturii valoroși în viața lor. Asta sunt, în primul rând, părinții sau alți maturi apropiați cu care ei stau împreună. De ce noi vom vorbi numai decât despre ceea ce pot face acești maturi ca să îi sprăvească, să țină sub control această situație. Am vorbit acum despre problemele principale legate de bunăstarea emoțională. Asta ne-o spun toți adolescenții și asta o vedem în solicitările care ei adresează la psihologii noștri prin telefon, prin Skype, prin toate instrumentele care le avem de lucru cu ei. Următorul grup de probleme despre care eu aș vrea să vorbesc, asta sunt problemele legate de modul de viață care s-a schimbat. Și eu vreau să spun că asta îl menționează și părinții și adolescenții singuri. Și aici trebuie de susținut, asta în primul rând e legat de alimentația schimbată și aici mai des intervine runțăiala permanentă cu diferite snacks-uri și ei singuri menționează că întrebarea, când i-am întrebat despre ce să vorbim, cum să mâncăm și să nu ne îngrășăm în această perioadă, așa la direct au zis-o, dar dacă să zicem așa, asta e mâncarea mai în exces, că este acasă, asta e și o metodă de coping neconstructivă a stresului și o metodă de organizare a timpului și s-a schimbat modul de viață. Deci e o problemă care trebuie adresată.
dată. O altă problemă care o menționează singurii adolescenții, asta este activitatea fizică redusă. Și asta o vedem mai ales în mediul urban. De ce noi trebuie să ne gândim? Pe de o parte este foarte bine din acest sens că este posibilitatea de a ieși în parc, dar este foarte important în acest sens pentru aceasta de a învăța adolescenții noștri și noi a le arăta un exemplu de a păstra și distanța socială, de a purta aceeași mască, de a lua măsurile de prevenție igienice. Și, desigur, la modul de viață noi vorbim despre structurarea timpului care acum schimbându-se modul de viață obișnuit, el s-a dizolvat și, cum ne spun și astronauții de la NASA și specialiștii în domeniu, un factor foarte important de a ne organiza în această perioadă este de a structura timpul, cu alte cuvinte mai simple, asta e de a avea un regim de viață, un regim al zilei foarte clar, care este urmat de către toți membrii familiei. Despre asta vom vorbi mai departe, dar asta e o problemă care o menționează adolescenții și pentru ei în perioada adolescenței, mai ales că se formează programele de viață pentru întreaga viață, care pe urmă foarte greu să schimbă și dacă ei se află o perioadă mai îndelungată în această situație, atunci poate să ne influențeze viața în general. Alte probleme despre care aș vrea să atenționez și este foarte important să vorbim cu toții, asta este încă o dată comportamentele de risc, care poate fi în această perioadă sau inconștiente, sau necontrolate, sau noi putem să avem iluzia aceasta bună că în perioada de COVID asta e riscul cel mai mare, celelalte nu știu cum așa automat rămân în umbră și de ce ele nu pot fi considerate. Și aici aș vrea să mă refer la, în primul rând, și asta o menționează și singure adolescenții în cercetările noastre iată de aceste săptămâni, asta este fumatul, alcoolul, adeseori folosite ca metodă de coping neconstructivă a stresului și ei în viață adolescenții poate să experimenteze, dar în modul acesta se expun riscului suplimentar. De ce? Asta este iarăși la fel un risc și iarăși exemplu maturilor din familie, că dacă, de exemplu, tată o stai și o să fumeze acasă țigară după țigară și o să-i spune eu fumez, dar tu nu fuma, desigur că asta nu o să ducă nici la o schimbare în comportamentul adolescentului. Un alt risc care noi îl vedem aici de acum ca consecințele acestui risc, asta e relațiile sexuale neprotejate. Da, el există, aceste relații, și printre adolescenți, aproape mai mult de o treime din adolescenți până la 19 ani deja au relații sexuale. Perioada de izolare nu totdeauna se referă că aceste relații s-au oprit sau nu au loc. Noi vedem în practica noastră, avem deja solicitări pentru sarcini nedorite, de întreruperea sarcinii sau de păstrarea sarcinii obținute în perioadă de risc. Surprinzător s-a mărit numărul în practica noastră de infecții sexual transmisibile, așa, care noi rar le vedeam în ultimii ani, niște chlamidiaze așa foarte evidente, acute. Colegii din raioane ne spun despre gonorei care au apărut mai des. Vedem cazuri, deja au început să apară cazurile de violență sexuală, ele încă rezistă și nu se adresează, dar pe noi ne îngrijorează ce se întâmplă în spatele ușilor închise a familiilor, unde sunt relațiile neconstructive, unde sunt relații violente, unde are loc violență în familie și este mare riscul și de violență asupra minorilor. De ce noi suntem foarte îngrijorați la această temă? Și desigur că pe adolescenți, propriu zis, îngrijorează infecția COVID, care va fi, ce se întâmplă cu ea, cu toate că, iată, eu am analizat studiul care l-au efectuat UNICEF pe platforma U-Report și mi-am dat seama că adolescenții au cunoștințe destul de bune despre infecții, nu mai rele decât populația chiar mai bune, decât cei de 20-24, de 29-30, de tineri mai maturi și
și au niște și de prinderi de distanțare socială și de despre ce înseamnă infecția COVID au cunoștințe destul de bune, dar este foarte important aici fac cu aceste cunoștințe cum noi, maturii din jur, ce exemplu le dăm, cum reacționăm la această infecție. Deci, vedeți că o serie întreagă de probleme la care noi, în cadrul serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor, încercăm să răspundem în decursul ultimelor săptămâni. Am restructurat foarte mult din structura serviciilor noastre ca să răspundem la aceste cerințe și continuăm să o facem. Este, folosindu-mi de ocazie, vreau să spun că sunt deja serviciile la o listă întreagă, la o echipă întreagă de psihologi ai centrilor de sănătate prietenoase tinerilor sau ius clinicilor în regim online, când nu trebuie de venit, când se poate de apelat la ajutor de acasă, numai având o sursă de comunicare electronică. Neovita începe acum, după principiul de telemedicină, consultarea la toți specialiștii în mediu online și medici, ginecologi, dermatovenerologi, urolog, psihologi, asistentul social, ca să acordăm cât mai mult ajutor adolescenților ca să reducem aceste riscuri și totodată, desigur, că efectuăm foarte multe activități în mediul online, în rețelele socializare de informare a lor, ca ei să se simte protejați în situația asta, fiindcă să nu se confrunte cu mai multe riscuri. Dacă eu între timp aș vrea să văd dacă sunt ceva întrebări din partea celor care aici, deci ne-a întrebat înainte de ședință, ne-a întrebat o mămică ce facem noi cu stresul acesta în comunicarea cu adolescenții. De ce? Noi am pregătit câteva tipsuri care au fost, după cum am spus, recomandări. Cu alte cuvinte, în parenting, în timp de COVID, ce ar putea părinții să facă cu adolescenții săi ca să stabilească niște relații, să reziste împreună, să zicem așa. Noi cu toții, în primul rând, ne confruntăm cu o situație absolut nouă. Este nouă pentru toți, chiar dacă și pentru medicii epidemiologi care știu foarte multe, mii de infecții și diferite milioane de tipuri de virusuri, asta e o situație absolut nouă, care nimeni nu poate ști din start, pot fi unele presupuneri cum se va purta. Și în situațiile acestea, noi, ce ne poate ajuta ca noi să rezistăm, mai ales în familie, și cum să ne adaptăm mai ușor la o realitate nouă în care noi am început să trăim, iată, ne-au făcut experții câteva 6 recomandări cheie. Și aș vrea să le specific, fiindcă este foarte important, v-am zis că asta e legat foarte multe lucruri din ziua de astăzi a adolescenților noștri și a zilei de mâine. Lucrurile sunt foarte simple aparent, dar dacă și nu iau multe forțe și timp, dar dacă sunt aplicate, ne ajută foarte mult. Deci primul lucru din acestea, ce le pot face părinții în situații de COVID, în special cu adolescenții, de fapt ele sunt aplicabile pentru toate copiii de toate vârstele, dar eu am să specific momentul cu adolescenții și dacă vă ispraviți cu ei, cu ceilalți, tot o să vă ispraviți de minune. Primul este oferiți timp 1-1. Adică găsiți în fiecare zi măcar 20 de minute unde să fiți cu copilul dumneavoastră și dacă aveți mai mult cu fiecare din ei. 20 de minute să-i le oferiți lui și să-l întrebați despre ce ar dori el ce ar dori el să faceți în timpul ăsta. Și urmați ceea ce dorește el să faceți, cu ce să vă ocupați împreună, numai dacă aceste lucruri nu dăunează distanța socială sau nu dăunează sănătății, desigur că. Pentru adolescență, în acest sens, ar fi foarte bine să vorbiți despre orice subiecte care îl interesează pe adolescenți. Puteți să vorbiți despre sport, muzică, televiziune, celebrități, prieteni, dar cum la prietenii tăi, dar cum prietenii tăi se descurcă, dar uite, tu ce ai privit, dar voi cu prietenii ce ați privit, dar dă-ți privit împreună, să ne uităm împreună. O altă recomandare, gătiți împreună, că adolescenților le place să experimenteze multor fete și băieți cu diferite noi soiuri de mâncare, dați să faceți asta un ritual.
Este foarte salutabil dacă exercițiile fizice despre care am spus noi că sunt în minus, le faceți împreună și pe perioada aceasta este foarte important să închideți televizorul, închideți numai dacă nu priviți un film care îl discutați, dar închideți telefonul, televizorul și oferiți-le tot timpul acesta adolescentului. Și dacă aveți alt copii, găsiți pentru fiecare din ei timpul separat. O să vedeți cum ei o să vă privească și o să descopere pe părinții lor din altă ipostază și o să întărească foarte mult relațiile cu adolescenții voștri. De ce aceasta este recomandarea numărul 1? Numărul 2. Mențineți abordarea pozitivă a lucrurilor, adică într-un mod constructiv, într-un mod pozitiv. V-ați gândit, dar și pozitiv acum? Și ce putem noi să facem aici și mai ales când ei n-au unde baga energia lor și de acum ne scot pe noi din toate limitele și nu mai putem rezista? Primul lucru este în situația asta, într-adevăr, stabiliți niște reguli acasă, da? Care sunt limitele? Foarte clar, împreună. Uite, aici este și asta este, noi putem face, asta nu putem face. Adolescenții, în genere, și ei ne spun foarte des, ei au nevoie de reguli clare de joc. Dacă regulile nu sunt clare sau schimbă la fiecare 5 minute, desigur că toți o să fie frustrați și foarte derutați. A doilea moment, dacă noi avem unele cerințe față de adolescenți, este foarte important modul care îl spunem. Dacă îl spunem într-un mod autoritar, că dacă tu nu faci asta, eu nu știu ce, nu mai vorbim despre disciplinarea fizică a adolescentului, care este absolut inacceptabilă. Cum spune unul dintre experții în acest domeniu, luați mâinile de pe adolescenții voștri și în genere nu e mai păstrați distanța și socială, dar și în sens de pe copiii voștri în general și mai ales despre adolescenți, că noi atunci le strivim personalitatea de foarte micuț și pe parcursul vieții. Deci, totul ține cum noi ce facem aceste cerințe. Dacă noi spunem, uite, te rog frumos, câinele nostru te va mulțumi dacă ieși cu dânsul la plimbare și mai includem umorul și așa mai departe și distribuim responsabilitățile în acest sens, are șansă să se îndeplinească mult mai repede. Este foarte important în cerințele noastre să fim realiști, că dacă noi să-i spunem că închide calculatorul și nu te văd mai mult în fața calculatorului, desigur că nimeni nu o să, și mai devreme sau mai târziu o să fie încălcat această cerință, dar dacă noi o spunem, uite, eu 15 minute am un call important, un sunet important la serviciu, te rog frumos, închide pe perioada asta, desigur că o să îndeplinească. Fim foarte, foarte realiști în acest sens. Și un moment care reiese și din neuropsihologie este: lăudați copiii, în loc să-i ocărâți tare mult pentru ceea ce au făcut greșit, mai bine puneți-vă toate forțele pe a-i lăuda ceea ce au făcut bine. Mai omiteți cu vedere ceea ce au făcut greșit, că noi toți din noi greșim. Iată, eu mă uit acum la ceea ce se întâmplă în mediul informativ, în social media, unul se critică pe altul și e așa, dar neconstructiv deloc, fiindcă avem efectul invers. Dar dacă noi o să încercăm să găsim și părțile bune și spunem foarte mult accent pe părțile bune, fiindcă vreau să vă zic, din punct de vedere a funcționării creierului adolescentului, el, în creierul lui sunt activate zonele care depind de aprecierea noastră. Și dacă noi nu facem aceste aprecieri pozitive, el o să le caute, să le stimuleze, adică el să răspundă la stimularea acestor zone prin alte comportamente de risc și aprecieri negative, ca să-și mărească, vă zic că îi caută identitatea, îi caută să experimenteze, îi caută să cunoască lumea și noi putem să întărim comportamentele bune numai apreciindu-le faptele bune. Și este foarte important despre ce am vorbit, mai ales despre stresul legat și probleme de sănătate mentală, în acest sens să-l ajutăm pe adolescentul nostru să rămână conectați cu semenii săi.
este o necesitate extraordinar de mare din punctul dezvoltării lor să comunice cu semenii, să aibă prietenii cu ei și aici, desigur că ei sunt mai levini mai ușor și noi trebuie să acceptăm lucrul acesta, că ei să folosească tehnologiile informaționale care sunt acum la acest sens, dar acum se vor fi mai legere regulile, de ce este foarte important de discutat că dacă ei ies în locuri publice, o să iasă în, poate într-un viitor apropiat, este important de păstrat distanța socială, de arătat acest exemplu, de mai atenționat, dar de încurajat cu cine, dar e foarte important ca noi cumva, ca părinți, știm cu cine vorbește adolescentul nostru, cine sunt prietenii lui, cum se descurcă prietenii lui și atunci asta va evita și diferite grupuri mai riscante pentru ei. A treilea moment care îl spun și părinții și adolescenții legat de regimul zilei, desigur că el suferă în această perioadă când s-a rupt complet modul sau rutina zilnică, de aceea chiar trebuie de depus efort conștient în acest sens de creat o structură a timpului, adică de structurat timpul sau, cu alte cuvinte mai simple, de organizat foarte clar regimul zilei, cu cine vom ocupa noi. Este foarte important că scriem o rutină zilnică flexibilă, dar consistentă. Și ce vom face mâine, de exemplu, azi hotărâm pentru mâine, nu tare departe, dar în toată ziua să reușim când ne sculăm, cum luăm dejunul. Este foarte important să facem și niște ritualuri frumoase de familie, dacă suntem toți împreună, să avem o masă comună ca să putem comunica cum să include în tot regimul zilei lecțiile sau procesul educativ, cum să include activitatea fizică, cum să include comunicarea cu alți semeni și este foarte important ca aceasta să lucreze, acest regim. Nu creăm noi pentru adolescenții noștri, dar îi invităm pe dânșii și le oferim suportul ca ei să-și facă acest program ca să fie unul consistent, ca asta ajută foarte mult să ne isprăvim iată în această perioadă când timpul nu este structurat din afară, dar noi singuri trebuie să-l structurăm. Și când noi facem structura aceasta, este foarte important să arătăm și noi un model. Că dacă noi o să îi spunem adolescentului să facă una, dar noi o să facem viceversa, atunci lucrurile nu o să lucreze. Iarăși când vorbim despre regimul zilei, noi iarăși momentul despre igienă. Vorbim aici, iată e momentul de a vorbi și cât de des ne spălăm pe mâini și cum ne spălăm pe mâini și cel mai bine este dacă noi o facem și mai distractiv cu copiii mai micuți, asta poate fi un cântecel care durează 20 secunde, putem să ne uităm video, sunt foarte multe pe în mediul online unde putem să vedem cum asta corect și vesel de făcut, pot fi făcute concursuri familiei, cine a spălat cel mai frumos mâinile și cel mai frecvent sau momente de astea ca să fie și interesant, nu să fie obligator, că o să ne fie și nouă mai interesant. Și este foarte important în acest context când noi interacționăm cu adolescentul nostru la diferite etape, facem masa împreună sau ieșim undeva, dacă este posibilitate, desigur că este bine în jurul casei atât cât este permis, dar de ieșit la aer curat, desigur că în mediul rural asta este mai simplu, dar și în mediul urban ar fi bine de avut aceste posibilități și aici e motivul cel mai, momentul cel mai potrivit de a vorbi despre distanța socială. De ce este important de ținut acel metru, o jumătate unul de la altul în spațiile publice? Și este foarte important că la fiecare, la sfârșit de fiecare zi, de vorbit despre unele lucruri pozitive și de apreciat unele lucruri pozitive care le-a făcut adolescentul nostru. Deoarece eu sunt medic și merg foarte intens la lucru, într-o zi am venit acasă și adolescentul meu de acasă a reparat de sine stătătorul la dulap o cutie. Și asta a fost evenimentul zilei celeași, practic și a săptămânii aceea, că a fost o surpriză completă, de exemplu. Și lucruri de acestea noi putem să le apreciem și adolescenții vor aprecia foarte mult, că vreau să zic că, iarăși, în comunicarea noastră cu adolescenții și cu părinții, mulți din
vecinii ei ne spun că pe perioada izolării chiar s-au îmbunătățit comunicarea cu părinții. Și asta eu vreau să apreciez, aceste eforturi a părinților care au văzut personalitatea copilului, au văzut personalitatea adolescentului în acest caz și au putut să facă să folosească această perioadă de criză chiar ca un potențial de a întări relațiile familiale, relația cu adolescenților și asta e o investiție bună pentru viitor. Dar iată, în situația când avem comportamente problematice, cum am spus că ele sunt determinate și din nevoile de dezvoltare ale adolescenților, dar și de situația de stres, când noi putem să reacționăm diferit la stres. Pentru toți noi, aflarea în izolare sau situația de confruntare cu pandemie este o situație destul psihotraumatică și noi reacționăm în felul nostru, în felul în ce măsură este dezvoltată inteligența noastră emoțională, ce structură avem psihoemoțională și așa mai departe. Și după părerea părinților, copiii pot fi prea gălăgioși, poate să încalce și chiar și le încarcă, nu numai după părerea părinților, poate să facă diferite momente provocatorii. Deci este foarte important să înțelegem, deși adolescentul sau copilul a devenit mai agitat, mai agresiv, poate asta este o manifestare a stresului, poate am nevoie de ajutor, de ce este foarte important să vedem care este pricina. Dar totodată, dacă adolescentul a încălcat foarte urât de tot regulile, el trebuie să confrunte față în față cu consecințele, cu urmările și, desigur, metode disciplinare non-violente trebuie de aplicat. Și aici iarăși trebuie să fim foarte consistenți sau să zicem că metode, de exemplu, nu vei mai avea acces la internet o lună, nu sunt realiste, dar nu vei avea acces la telefonul tău o oră, lucrează destul de bine în acest sens și ele trebuie convenite și ele trebuie să fie, menționez încă o dată, non-violente, mai ales fizic, dar nici într-un mod, fiindcă ele o să aibă violență, induce numai violență. Nu are alt efect, cu părere de rău. Și apoi, dar dacă vedeți că adolescentul vostru făcut o faptă eroică, cum zicem noi, sau au încălcat unele din reguli care noi le-am stabilit și v-ați emoționat extraordinar, v-ați înfuriat, nu zic așa, că în momentul acela de acum vă pare că nu știu ce o să faceți, luați o pauză, ne sfătuie specialiștii, măcar 10 secunde, respirați adânc măcar de 5 ori și apoi pe urmă de acum începeți discuția. Și chiar dacă adolescentul nostru a încălcat ceva din regulile casei, a făcut unele comportamente de risc, am discutat comportamentul, după ce s-a încheiat procesul de disciplinare, iarăși ne întoarcem la cele ce am vorbit anterior cu el. Îi oferim acel timp, discutăm cu dânsul, menținem structura, menținem lucrurile constructiv, ca să noi să mergem mai departe într-un mod pașnic și de dezvoltare. Dar pentru a putea efectua toate acestea ce am vorbit anterior, desigur că este în primul rând pentru părinți, păstrați-vă calmul și gestionați stresul. Este foarte ușor de spus, desigur că, dar mai greu în practică, dar este real. Sunt o mulțime de remedii foarte bune de coping. Noi o să vorbim despre câteva momente care le recomandă în acest sens experții internaționali. În primul rând să cunoașteți că nu sunteți singur, de unul singur. Adică la toți le-i greu. Dacă vă e mai ușor de la asta, deci cu aceleași probleme care le aveți dumneavoastră se confruntă părinții practic nu numai în Moldova, dar în toată lumea. De ce este foarte important să ne dăm seama că da, asta este situația și trebuie să ne învățăm a trăi cu o nouă realitate și în momentul că dacă noi o să epuizăm forțele noastre doar pentru pe emoții negative, nu o să reușim. De ce luăm o pauză, iarăși, poate avem fiecare nevoie să vă ocupați cu ceea ce vă, chiar dacă aveți mai mulți adolescenți în casă, chiar dacă e complicat, găsiți în această vâltoare ceva timp care să vă ajute dumneavoastră. Asta e activitatea care vă încarcă. Și aici poate fi sau niște exerciții mici de relaxare, sau niște exerciții mici de respirație, sau niște activități care ne fac bucurie, ca să noi mai departe să putem vorbi în mod
liniștit cu copiii noștri, fiindcă când noi suntem înfuriați, când noi suntem super stresați, nu îi ajutăm pe ei. Și este foarte important în toată situația asta să îi ascultăm și cei ce copiii, mai ales adolescenții, vreau să vă spună, fiindcă dacă noi întrebăm părerea lor în diferite aspecte, ce gândesc ei despre situație, ce gândesc ei despre anumite măsuri, ce gândesc ei despre activitățile în familie și să le faceți împreună cu ei, să vedeți că o să pierdeți cu mult mai puțină energie, cu mult mai mult folos și o să păstrați și forțele emoționale. Și desigur că recomandarea 6 asta este să vorbim cu adolescenții deschis despre COVID. La noi în societate este cam tradiția de a nu prea vorbi deschis lucrurile problematice, că nu se întâmple. Așa este o frică la noi, din contra ele se întâmplă când nu vorbim despre ele. Adolescenții noștri, după cum am spus, au acces foarte bun la informații, sunt destul de bine informați, de aceea este foarte important să deschidem această paranteză și să vorbim, să întrebăm ce cunosc ei, ce părere ei au, împărtășiți părerea lor. În acest sens, eu aș apela la dumneavoastră să vă informați în special din surse sigure de informare, cum ar fi pagina Ministerului Sănătății, a Organizației Mondiale a Sănătății, UNICEF, organizațiile abilitate, pe pagina IUS Clinic sunt informații special pentru adolescenți și tineri. De aceea este foarte important să deschidem și să avem o discuție foarte deschisă în acest sens. Ascultați-i, fiți sinceri și este normal că noi nu avem răspunsuri la toate întrebările. În genere, acum nimeni pe fața Pământului nu are răspunsuri la toate întrebările ce ține de COVID, fiindcă e o situație absolut nouă cu care se confruntă civilizația umană și noi învățăm cu toții din mers. Și vreau să vă spun că adolescenții ar putea fi și copiii preadolescenți ar putea fi cei mai de succes în acest sens, că ei învață și să au flexibilitatea creierului cea mai mare și noi putem să învățăm de la ei cum să ne isprăvim și cu situația, o situație absolut nou cu care noi trebuie să-i facem față. De ce e foarte sincer de spus, asta noi putem controla, asta noi nu putem controla. Și noi e important să ne focusăm asupra lucrurilor care țin nemijlocit de controlul nostru personal și să nu să le lăsăm într-o parte cele care nu ține. Noi nu să putem învăța pe toți oamenii din jur, pe toți vecinii noștri să poarte mască, distanța socială, dar pe cei apropiați, de exemplu, și voluntarii noștri din centri o fac foarte activ să-i înveți. Noi nu putem avea, cu păreri de rău, ca persoană fizică, grijă de toți bătrânii, dar noi putem să avem, să sunăm în toată ziua și chiar de câteva ori pe zi cei apropiați a noștri și să avem grijă de ei. Și încă o dată este foarte important când vorbim despre COVID și despre, ca exemplu, acum că suntem în această criză, când vorbim despre COVID, important mai puțin agresiune. Eu după cum am zis, văd atâta agresiune de la toată lumea, da, asta poate fi o reacție de apărare firească la multă lume, dar îi învățăm să fie că eroi adevărați, care se luptă cu astfel de provocări la nivel de umanitate, nu sunt agresori, dar sunt cei care sunt ajută, care susțin, care caută soluții și de aceea îi învățăm să nu fie agresiv dispuși față de persoanele infectate, față de oamenii care au nevoi speciale sau alte persoane, dar din contră să ne gândim împreună cum putem să-i ajutăm. Și totdeauna să încheiem discuția pe o notă pozitivă, că noi în principiu avem destul de multe forțe să schimbăm ca minimum la nivelul familiei noastre, la nivelul comunității noastre destul de multe lucruri. Deci asta au fost momentele cheie care am vrut să le spun pentru părinți la etapa aceasta și vroiam să întreb dacă au venit unele întrebări. Deci aici ne-au întrebat adolescenții care am avut o scrisoare la adolescent, o adolescentă, iată, ne-a scris pe pagina Neovitei că s-a adresat într-o farmacie ca să-și cumpere un prezervativ. Despre prezervative au vorbit la orele de educație sexuală neformale și 16 ani adolescentă, i-au refuzat în farmacie să vândă prezervativul.
Eu aș, folosindu-mă de ocazie, aș spune că dacă noi refuzăm adolescenților să ia măsurile de prevenție, asta nu îi oprește ca ei să nu aibă relații sexuale. Asta e gândirea noastră foarte limitată în acest sens, cu păreri de rău. Eu să aibă relații sexuale, dar neprotejate. Și atunci noi cu dumneavoastră o să trebuiască să ne confruntăm deja cu totul alte consecințe. O să fie sarcina nedorită, avortul medicamentos și așa mai departe. De ce? Eu aș vrea să apelez, folosindu-mă de ocazie, poate să ne gândim la modalitate ca acele remedii, de, cum am spus, că noi deja ne confruntăm cu... Ups! Așa. Deoarece noi vorbim despre viața adolescenților, totdeauna avem provocări în... în sănătatea adolescenților și ține de noi și de flexibilitatea noastră cum le facem față acestora. Deci, folosindu-mă de ocazie, vreau să menționez că cu toate că noi acum toate forțele sunt orientate pentru confruntarea infecției COVID și asta este important la această perioadă. Trebuie să luăm în considerație că trebuie să adresăm și unele priorități ale sănătății sexuale reproductive, în special la populația în creștere. Altfel, noi o să că aceste probleme ele nu dispar și înmulțite cu problemele provocate de COVID poate să ne mărească iarăși eforturile care sistemul trebuie să-l depui ca să le rezolve. De ce aș apela la toată lumea să informăm adolescenței. Unii ei pot obține prezervative. Ar fi o idee minunată ca farmaciile să plaseze aceste aparate de comercializare a prezervativilor, a remediilor igienice, care va ajuta și la protecția infecției COVID și la accesul la remedii de care au nevoie populația, inclusiv și adolescenții. Și folosindu-mi de ocazie că aceste produse sunt gratuit în cadrul asistenței medicale primare, în special și a centrilor de sănătate prietenoase tinerilor. Din întrebările care au venit la noi, am răspuns. Așa. Aici din comentariile care au venit, din salut mai mult lume pe site și dumneavoastră puteți să dați întrebări în continuare. S-au implicat, văd, persoanele mai ales care lucrează în domeniul sănătății adolescenților. De ce? Eu vreau să menționez încă o dată cum vor lucra și cum lucrează aceste luni serviciul dedicat special pentru adolescenți. Asta sunt centrele de sănătate prietenoase tinerilor sau rețeaua Waiki, care sunt în toate raioanele noastre și în municipiul Chișinău, aproape toate din ele activează și ele își focusează acum atenția foarte mult la a trece majoritatea serviciilor în mediul online. În special l-am menționat, asta este consultația psihologilor, de ce ea poate fi obținută și de părinții adolescenților și de adolescenți singuri. Accesând site-ul Youth Clinic veți putea vedea unii cel mai apropiat psiholog de dumneavoastră care îl puteți contacta. Acesta e un domeniu foarte important, alt domeniu foarte important pe care noi ne focusăm. Asta este răspunsul de asistență sănătății sexuale reproductive a adolescenților și tinerilor în situații de criză, în special ce ține de planificarea familiei, avortul în siguranță, ajutorul în caz de violență pe bază de gen și infecțiile cu transmitere sexuală. Aici noi facem consilieri și prin mediul online. Deja s-a lansat posibilitatea ca adolescenții și tinerii să-și poată face singuri programare pentru consiliere individuală cu specialiștii noștri despre care am menționat în mediul online pe pagina Neoviti. Puteți să accesați, este foarte simplu și în cazurile care sunt de urgență se activează, deci se acordă asistența clasică, altfel nu se rezolvă.
Și a treilea domeniu în care noi prelungim să activăm asta, să informăm tinerii, să informăm părinții pentru aceasta, iată, este foarte important să știe și părinții că au soluții, că pot, au locuri unde pot adresa întrebările sale, unde pot găsi răspunsuri, cum să se descurce mai ușor în viața adolescenților. Și dacă noi cu dumneavoastră o să vedem în persoanele adolescenților, la nivel local, niște resurse extraordinare. Eu știu, de exemplu, că este o colaborare foarte frumoasă în raionul Soroca, în raionul Florești, între voluntarii YK care sunt mai maturi ca vârstă și autoritățile publice locale și cât de mult s-au implicat în ajutorul autorităților acești tineri foarte activi și câte idei pot fi da. Deci asta este un exemplu de valorificare a părerilor sale. Un alt exemplu, noi avem voluntarii rețelii YK care plasează în mediul online foarte multe video motivaționale și își încurajează semenii cum pot să descurce cu aceste provocări care le are acum perioada aceasta foarte stresantă pentru toți noi și pentru adolescență inclusiv. De ce soluții sunt? Este foarte important ca noi împreună să ne unim și să facem schimbarea înspre bine. Fiindcă noi am observat un lucru ca specialiști, că adeseori voluntari adolescenții noștri respectă acele prevederi bazate pe evidență, de a păstra distanța socială, de a spăla corect mâinile, de a respecta regulile purtarea măștii în societate cu mult mai bine decât mulți maturi. Și numai exemplul nostru negativ poate să le scoată aceste deprinderi foarte multe, foarte bune. De aceea, cam așa. Dacă a mai venit ceva solicitări din partea adolescenților, a tinerilor, un moment care vroiam, iarăși întorcându-mă la părinți, să-l spun, că este cu mult mai important, deci englezii spun totdeauna că nu vă ocupați cu educația copiilor, ocupați-vă cu educația voastră, că oricum vă vor repeta exemplu. Deci aici ține de protecția adolescenților, vedem ce model de rol noi le prezentăm ca maturi lor, ca ei să se adapteze mai ușor mediului și riscurilor care sunt actual, care au apărut la moment în fața noastră la toți. Deci, aici mă uit că au venit la noi niște întrebări pe pagina personală. Pe dânsii, așa, despre igiena și regimul de viață noi am vorbit, nerespectarea regimului de somn. Da, este foarte important regimul de somn în această perioadă de a-l ajusta și de a stabili niște ore. Desigur că primele zile, mai ales prima săptămână când a fost și vacanță, dar în momentul când adolescenții acum au o încărcătură destul de multe, de mari și cu lecțiile online, este foarte important de a stabili acest regim de somn ca și vreau să menționez, datorită faptului că procesele de creștere în adolescență sunt foarte intense, ei chiar au nevoie cu o oră în mediu mai mult de somn decât tinerii mai maturi, de ce este foarte important să asigurăm acest somn mai înainte de ora 11 cel târziu, dar varianta ideală e până la ora 10 ca să poată să se restabilească și să fie toate procesele din creier normal să funcționeze. Deci ei se interesează ce riscuri au adolescenții propriu zis față de infecție COVID și riscul lor de mortalitate. Spre fericire, ei au un risc și ne-au întrebat și de ce, dar dacă ei au riscul mai mic, de ce nu trebuie să meargă la școală?
De ce am să vă spun că, într-adevăr, spre fericire, acest virus afectează mai puțin sănătatea copiilor, a adolescenților. Adolescenții sunt mai afectați ceva decât copiii, dar ați văzut, la noi în țară deja noi avem 158, acum vă spun precis, conform datelor de ieri, 100 de vârsta adolescentină, de la 10 până la 19 avem 156 de cazuri de adolescenți infectați deja. Nu e cea mai mare proporție, dar ei sunt, pot fi cazuri și pot fi cazuri și nefaste. Experiența din alte țări ne arată de ce se întâmplă asta, pot fi patologiile concomitente. Iată un moment care am vrut să-l atenționez, mai ales în familiile unde este un adolescent cu patologie cronică. Vă rugăm foarte mult, apelați la cu sunetul la medicul de familie ce puteți suplimentar să faceți ca să-l protejați, că ei sunt ceva mai vulnerabili. La centrele de sănătate prietenoase tinerilor, cu ce vă putem ajuta ca să nu fie acest risc sporit pentru aceste adolescenți? Și nu ezitați când aveți întrebări să mai dați o întrebare și la linia ferbinte anti-COVID și la structurile despre care am spus, ca să vedeți cum protejați acești adolescenți nemijlocit de COVID. Și poți fi și unele momente genetice, că nu s-avanță încă până la urmă, n-au găsit răspunsurile la toate întrebările. De ce la unele persoane, să zicem, chiar în afara patologiei cronice, că aici e clar, se dezvoltă unele forme, la altele niște forme mai severe, la unele mai ușoare, asta încă rămâne să fie clarificat până la urmă de știință la nivel global, că iarăși infecția e foarte nouă. Dar pentru adolescenți, pe de o parte, riscul este mai mic, dar pe de altă parte, ei pot fi adeseori asimptomatici sau duce forme foarte ușoare care poate transmite, fi o cale de adică o persoană care transmite infecție de la cineva infectat la alte persoane și ei pot fi pune în risc de infectare și profesorii școlilor care ei se află și alți adolescenți și familiile acestora. De aceea, din toate punctele de vedere, este foarte corect și asta au făcut-o toate țările, că ei la fel stau în autoizolare pentru protejarea lor proprie, dar și foarte important și pentru protejarea celor din jur. Și este foarte important să dezvoltăm în adolescenții noștri și acest sentiment, ce pot eu să fac bine pentru cei din jur. Fiindcă noi trăim într-o societate destul de consumeristă și acum e cazul poate de a mai schimba această paradigmă, cu ce putem ajuta pe cei din jur. Așa, a fost întrebare referitor la relațiile de cuplu la distanță și dacă care e riscul sexului în timpul pandemiei la adolescență. Nu, aici avem două riscuri, da, legate când contactul apropiat poate să, dacă persoanele intră în contact, în contact sexual, persoane care sunt nu sunt în, sunt în risc diferit de COVID, unul fiind din grupul de risc, asta îl poate, desigur, că transmite și expune riscul și celuilalt. Asta e o problemă și a doua problemă, iată, noi observăm că, nu știu cum așa, încă o dată am să punctez, că celelalte riscuri legate de relațiile sexuale sunt lăsate în umbră în situația aceasta, de ce noi avem deja, s-au început consecințele, de ce apelez la toată lumea, că chiar dacă se întâmplă relațiile intime pe lângă momentul de a evalua riscul referitor la infecția cu COVID, trebuie să evaluăm, să luăm toate măsurile de protecție împotriva infecțiilor cu transmitere sexuală a sarcinii nedorite. Deci, acestea au venit întrebările care noi am vrut să le punem și accentele care am vrut să le plasăm, să le punctăm astăzi în cadrul discuției noastre. E o experiență pentru noi care o trăiesc specialiștii ultimul timp, de a te uita numai în ecran și nu a vedea fețele în față. Când vorbești, e destul de provocatoare. Când avem multe fețe în față, putem să răspundem, să vedem reacția ochilor, de ce ar fi foarte, foarte interesant ce întrebări mai aveți în acest sens pentru sănătatea adolescenților.
O parte din adolescență, în genere, spun că nu cred că au vreo problemă de sănătate și, într-adevăr, nu toți au probleme de sănătate. Și, încă o dată, aș menționa că nu este important, nu este necesar ca adolescenții să percepem ca o sursă de probleme, dar ca un potențial extraordinar de mare care putem să-l utilizăm, să-l valorificăm la justa lui valoare în acest sens. Și aș vrea să apelez și la maturi și asta e și la profesori și la părinți, consultați adolescenții în modul cum interacționați cu lumea virtuală. Fiindcă noi, în principiu, acum, dacă noi ne schimbăm paradigma noastră de comunicare cu adolescenții, o să pierdem foarte mult. Noi, în genere, prima oară în istoria omenirii, suntem într-o situație foarte interesantă, când generația în creștere deține în anumite domenii cu mult mai multe competențe decât generațiile mai mari. Așa ceva nu, în istoria cunoscută a omenirii în decursul mileniilor n-a fost niciodată. De obicei, cunoștințele, experiența se transmiteau de la generațiile mai mature la cele în creștere. Noi acum, intrând în era informațională, suntem maturi mai mult ca niște migranți în lumea aceasta, unde locuitorii de bază sunt adolescenții și copiii care vin din urmă. Și dacă noi nu facem acum parteneriate în găsirea soluțiilor de a ajunge la ei, de a comunica cu ei, de a-i proteja, fiindcă pe de o parte, aceasta le dă lor oportunități foarte multe, dar pe de altă parte îi face mai vulnerabili, fiindcă noi putem dacă n-am stabilit o relație de prietenie foarte bună, noi putem să ne depărtăm cu mult mai mult și de ei și să mărească discrepanța asta dintre generații și ei tot la fel sunt într-un tărâm nou, că ei au nevoie de protecția noastră în lumea reală și atunci noi putem să oferim mai puțin. De aceea, modalitatea de interacțiune și la nivel de învățare, și la nivel de sănătate, și la nivel de familie cu adolescenții, probabil că părinții sau maturii înțelepți o fac acum pe principiu de colaborare, de a învăța unul de la altul. Dar asta este un principiu cu totul diferit, care nu prea acceptă în sine abordări autoritare, abordări care eu am spus și așa e tot și nu știu de ce, dar așa e tot. Că adolescenții noștri se uită la noi, la maturi și ne întreabă pe noi foarte clar cu așa abordări. Unde ați ajuns voi și ce cu civilizația voastră a maturilor? Și noi nu prea avem cu cine lauda tare multe. Avem, dar nu așa de multe. De ce e foarte important să învățăm unii de la alții, să-i vedem personalitatea adolescentului, să facem ceea ce să ne stabilim cercul nostru de influență. Noi putem schimbăm la nivel de familie, de relații la nivel de familie, la nivel de sănătate, noi putem să ne adresăm când avem întrebări și atunci toți împreună vom mișca lucrurile spre bine la nivel mai mare, și de țară și așa mai departe. Deci, dacă nu au mai venit ceva, noi planificasem pentru o oră discuția noastră și mă uit dacă au venit pe toate, aici mulțumim frumos, da. Deci, dacă nu au venit până acum întrebări, eu sper că informația care am dat-o le va fi foarte utilă maturilor, în primul rând, dar și adolescenților. Apelez la maturi să vedeți personalitatea adolescentului, să o valorificați, să utilizați acele recomandări care le-au dat experții la nivel global, bazate pe evidență, să creăm cu toții, ce depinde de noi, un mediu mai protector în jurul adolescenților și când avem întrebări, din clarități, este un serviciu care vă poate ajuta în acest sens și îl puteți conecta, puteți contacta chiar și pe perioada de criză, el lucrează și în regim online și de la distanță. Vă mulțumesc foarte mult!